Până la urmă s-a rezolvat și problema cu dormitul. Am văzut că Daria și Adrian dorm în patul Dariei împreună. Mai stăteau la povești înainte să se bage la somn. În camera cealaltă a fetelor, lucrurile au rămas așa cum s-au vorbit, și anume Daniel dorme cu Dea și cu Ana, Sergiu cu Ma dintr-un pat, lângă ei Bogdana și Liviu în alt pat, iar Robert doarme singur în patul de lângă perete. În cameră cu Daria și cu Adrian dorm și Bia și Bogdan, dar în paturi separate. Și spunea Bia ce bine de Marius și de Andreea că ei pot dormi oriunde pentru că nu sunt un cuplu. Cei doi vor dormi în camera lui Marius, în patul lui, pentru că, spune Andreea, se simte mai ok că stă la perete și are siguranța că nu o să cadă din pat. Așteptăm mâine dimineața impresiile, cum au dormit concurenții.